este o întrebare la care o să ia parte toată lumea pe care o cunoști tu. O să fii pusă în foarte mare dificultate. Și a venit poliția la ușă. Da? Da. Poate această întrebare nu va ajunge niciodată pe ecranele voastre, dar eu o să ți-o spun. Ai vrut vreodată, serios, să te desparți de mine? Bun, da, sincer. Da, sincer. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este cel mai frumos iubit din toată lumea. Asta v-am eu să zic! Nu te cred. Se vede că începusem să zic cel mai... Da, pentru mine chestiile astea nu mai sunt așa wow, pentru că noi oricum în fiecare zi spunem aceleași lucruri amândoi în același timp. Ceva normal. Ceva normal pentru noi. În acest vlog am decis să-i răspund lui Antonio. A decis să-mi facă mie o poftă extraordinar de mare de a-mi răspunde la cele mai mari curiozități pe care le-am eu despre iubita. Și am zis să fiți martori la aceste întrebări și la aceste răspunsuri. El știe tot despre mine, dar se pare că am mai avut niște curiozități, am înțeles că sunt ciudate. Când am auzit de ideea asta de vlog, am zis ok, hai să găsesc niște curiozități. Și în jumătate de oră ghiciți câte am găsit. Una! Pentru că eu cunosc absolut totul și mi-a fost foarte greu să le aleg. Dar a reușit să facă rost de 15 întrebări, așa că hai să-i dăm drumul. Înainte, nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like, să rupeți butonașul de like, să postați la voi pe story că am postat vloguri noi, pentru că și Bibi a postat vlog nou. Și vă repostation! Să ne dați tată pe repostăm. Și am postat vlog nou? Când am postat vlog nou, Bibi? Cu jumătate de oră înaintea mea. Adică la 11? Da, și eu la 11 jumate. Nu vine să cred! Dați acolo multe like-uri, guys, și haideți să ne bagi. Și în descriere aveți canalul de YouTube al lui Bibi, așa că intrați acolo și... Mă flatați, mă rușesc! Hai să începem! Înainte să începem, gașcă, vreau să vă spun că sunt super, super, super fericită pentru că revin în forță concertele Renchip și abia aștept să mă văd cu voi, așa că nu ratați ocazia să ne întâlnim pe data de 18 iulie la ora 16 la cel mai tare show ever. V-am pregătit un show genial, o să cântăm împreună, o să dansăm, o să ne distrăm, în plus... V-am pregătit o surpriză genială. Așa că vă aștept cu mare drag și număr cât mai mare. Grăbiți-vă pentru că locurile sunt limitate. Așa că accesați primul link din descriere și luați-vă bilet la cel mai tare show. Noi facem chestiile foarte, foarte natural și iubita nu știe absolut nicio întrebare. Așa că haideți să vedem ce răspunsuri să ne dea iubita. Iubita! Am emoții! Dar nu tai nicio întrebare la montaj. Ok, dacă am zis 15... Promis, da? Bine, hai să vedem. De ce mi-ai zis asta? Mi-ai pus de astea așa mai picante? Mai picante? La ce vârstă ai avut primul sărut? La 16 ani. La 16 ani? Da. Wow, bă! Deci la 16 ani ai avut primul sărut? Da, a fost foarte cu minte. Următoarea întrebare. Hai, a fost ok. Iubita! Na, toate încep așa? Ți-a plăcut de vreo celebritate din România? Gen plăcut, like plăcut? Din România? Da. De l-avea așa kind of crush, deși noi nu folosim elemente de genul ăsta. Nu, crush, știi bine că eu urăsc termenul de crush. Știu, deci... dar gen așa, să-ți placă în sensul ăla, știi? Din România nu, dar din afară da. A, am zis România. Vrei să zic din afară da, cine? Da. Nu neapărat crush, ci îmi plăcea foarte mult. Am avut o perioadă în care îi urmăream toate show-urile live și îmi plăcea foarte mult de el ca și artist. Justin Bieber. De Justin Bieber, da. Justin Bieber, băi, biberonos. Următoarea întrebare. Nu mai fi gelos. Ți-a plăcut de mine de la prima întâlnire? Spun, da, sincer. Vrei să afli răspunsul ăsta? Da, sincer, sincer. Da, da. Mi s-a părut că ești un băiat super de treabă. Mi-a plăcut foarte mult la tine din prima, că ești foarte ambițios și se vedea din ceea ce am vorbit noi la prima întâlnire. Erai foarte muncitor și încă ești foarte muncitor și foarte ambițios. Adică mă bucur că lucrurile astea n-au dispărut pe timp ce te-am cunoscut mai bine. Nu știu dacă... Adică mi-ai plăcut de la prima întâlnire. Deci asta a fost întrebarea mea. Da, mi-ai plăcut de la prima întâlnire, dar pe cât mi se părea că ești un băiat de treabă și că ești ambițios și muncitor, pe atât mi se părea cam arogant. Ești foarte arogant și foarte cu nasul pe sus, dar știam că înăuntrul tău se ascunde un tip super cu minte și super drăguț, cu un suflet minunat și a fost așa un challenge și mi-a plăcut. A fost un challenge, adică această relație este un challenge? A fost o provocare pentru mine să... Adică eram sigură că eu o să pot să descoper în tine băiatul ăla bun și cu minte și de casă. Da,
Înțeles? Și zi tu, n-a fost așa? Ba da, chiar așa a fost. Băi, vezi? Hai, următoration, întrebărătoration. Hai, zi. La ce vârstă ai vrea să te căsătorești? Nu știu. Eu am zis întotdeauna, adică nu știu dacă am zis asta public, dar... 23. Aură, mai devreme? Da. De ce vrei la 22? Nu vreau știu. Să aflu răspunsul la, la această întrebare. Păi, dar scuze-mă că este iubita, am răspunde, nu iubitul. De ce vrei la 22? Este iubită, nu iubita. Hai. Aha. Cei din familia mea știu că eu vreau să fiu o mămică tânără, pentru că și sora mea este o mămică tânără și e mult mai bine, ai mai multă răbdare cu copilul, te înțelegi mai bine cu el, deci vreau să fiu mămică tânără, nu la 19-20 de ani. După 23-24 de ani. Deci după 24? După 24, da. Nu las plan, băieță, nu las plan. Iubire, vreau să iei foarte în serios întrebarea asta și să fii foarte serioasă cu ea, pentru că este o întrebare foarte importantă pentru mine. Vezi că eu am încredere în tine când zici fii serioasă cu întrebarea asta. Uite-te în cameră. Vreau să te uiți în cameră, da? Fără alt, să mai zici altceva. Și te răspund sincer. Uite-te în cameră, da? Iubire. Ai mulți vreodată vaca? Puteam să jur că vine o întrebare la Caterinca. Nu, n-am mulți niciodată vaca? Da. Dar de ce zici? Că zici ceva urât. Vaca, e o vacă. Da, n-am mulți niciodată o vacă. Bravo. Mulțumesc. Eu am mulți. Da? Ai avut vreodată o operație? Nu neapărat, gen operație, de orice tip, orice fel. Apendicită, orice. Nu. Absolut niciuna. N-ai avut niciodată. Nici estetică, că mereu când pun chestia aia pe Insta Story. Cățești, nu știu cu tu. Sunt foarte multe întrebări de genul, ai vreo operație estetică sau ai acid în buze sau nu știu ai ce. Ai acid în buze? Nu. Tu ar trebui să zici cel mai bine. Nu are, nu are absolut nicio operație sunt estetică. Sunt frumoasă de la mama noastră. Dar eram foarte curios dacă ai o operație normală, gen de spital. Nici operație, nici nimic pus, nici gene puse, nici apendicită, nici... Acum să vedem următoarea latură a iubitei mele, Bibi. Care este băutura ta alcoolică preferată? Da, nu știu, e cam greu să răspund la întrebarea asta și cred că nici tu nu o știi, pentru că mie nu prea-mi place alcoolul. Tocmai de asta te-am și întrebat. Dacă ar fi să aleg, vin roze. Dulce. Vin roze dulce, atenție, așa. Așa, sau șampanie, dar să fie dulce. Șampanie dulce. Da, dar nu prea sunt eu alcool, nu sunt mare fan. Așa, hai să vedem, iubire. Următoarea întrebare. Dar eu știu că ea nu e fan alcool, tocmai știa am întrebat-o pentru că nu știam răspunsul. Că dacă știam, nu mai întrebam, că vreau să fie ceva natural, nu? Iubire, te-ai încurcat vreodată așa de rău într-un concert încât ai fost nevoită să oprești piesa? Concert ca și artist? Concert sau piesă, oriunde, pe scenă. Când eram mai mică și am participat la festivaluri și la concursuri, da. Am oprit piesa, dar concert mare nu. De fiecare dată când uitam versul, dădeam la fani. Și fanii mei minunați, bineînțeles că... Da? Da, continuăm versul. Și când o să fii iubire următorul tău concert? Săptămâna viitoare, pe data de 18 iulie, la ora 16, intrați în descriere și luați-vă neapărat bilet, pentru că locurile sunt limitate și am pregătit multe surprize foarte mișto. Concert, Eu abia aștept. O să fie foarte mișto. V-am pregătit multe surprize, așa că intrați chiar acum, repede, pe primul link din descriere și luați-vă bilete. Câte zile nu ai făcut duș cel mai mult? Ce întrebare. Păi sunt întrebări ciudate, nu? Eu odată n-am făcut, nu mai țin minte cât. Vreo 4 zile, cred. Da, am fost într-o tabără și nu puteam să fac duș în dușurile alea. Erau prea scârboase, frate. Nu știu, cred că maxim o zi, adică... Ai iubire, e imposibil să nu fi stat 2 zile. Știi bine că eu sunt nebunită cu dușurile și cu... Și când plecai la munte... Eu îmi fac și câte 3 dușuri pe zi. Și știi bine asta. Ce are dreptate. Nu, am... De exemplu, îmi fac duș în ziua asta, să zicem că nu mai fac în următoarea, dar în următoarea îmi fac. Pupă-mă. Ce-mi pupă-mă dacă vrei să fiu băiat bun. Hai. Așa. Dar tu ești băiat bun. Iubire. Stai că te-am lăsat ruși. Mai țin de când ne întrebam de băuturile alcoolice. Da. Acum în exclusivitate să le răspund fanilor care mulți au curiozitatea asta și chiar și eu am, că nu știu dacă mi-ai spus vreodată chestia asta sau nu știu dacă mi-ai spus sincer chestia asta. Așa. Dar
te-ai îmbătat sau te-ai amețit vreodată? De îmbătat, îmbătat, nu. Nu m-am îmbătat niciodată, cât să uit de mine, să așa. Așa, dar? De amețit, da, și cu părinții mei. Opa! Opa! Da, în casă, mă. Opa! Dar niciodată la vreun party, la vreo petrecere, ci când m-am, să zic așa, m-am, dar nu m-am amețit, aveam pur și simplu o stare mai euforică. Mai uuuu, cine să trească! Nașii, bă! Da, aveam chef mai mult de petrecere, a fost la mine acasă, cu părinții mei, m-au văzut în starea aia, râdeau de mine, era tot normal. Ai făcut vreodată vreo ilegalitate? Nu știu dacă se numește ilegalitate sau nu, așa. Dar când era mai mică. Oh, stați puțin că a început prost, de acum e, cred că e ceva foarte grav. Când era mai mică. Hai, n-ai furat și tu vreo jucărie fără să spui alor tăi? Asta se numește ilegalitate. Da, normal! Da, normal că da. Mamă, de ce înseamnă că dacă a început mai bine că am oprit-o eu? Ce ai făcut? Iubire, ai dat fără la o casă, ce ai făcut? Nu, iubire. Când era mică, luam pahare, știi că am dozator de apă, luam paharele de la dozator, erau din plastic, le umpleam cu apă și cu verișoara mea de la etajul 8, dădeam, aruncam așa la oameni. Și a venit poliția la ușă. Da? Da. Da? 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 În spate a întrebat-o pe mami, ca să știți. Ce periculoasă erai tu, băi, și ce te bucur că era periculoasă. Nu, mai bine, nu mai, deja s-a trenat șmecheria, deci o să spun aici o întrebare. Mă bucur că este și mami alături de noi în spate aici. Aolo. Pentru că este o întrebare la care o să ia parte toată lumea, pe care o cunoști tu vreodată, mai apropiată sau neapropiată, atât cât și eu. O să fiu pusă în foarte mare dificultate. Pe cine ai luat cu tine pe o insulă pustie? Ai voie să alegi doar o singură persoană. Pe tine, fără să stau să mă gândesc. Pe mine? Da. Măi, că urtuti, mă. Nu, pe tine. Da, de ce? Pentru că aș avea telefonul la mine și aș suna pe ei mei pe FaceTime în fiecare zi. Pentru că lângă tine mă simt cel mai bine și tu mă faci să zâmbesc în fiecare zi și îți mulțumesc. Iubirea? Da. Ai citit-o? Nu, n-am citit-o. O să spun o întrebare. Probabil o să vrei să-i dai cut. Poate vrei să-i dai cut, poate această întrebare nu va ajunge niciodată pe ecranele voastre. Dar eu o să ți-o spun. Că noi suntem sinceri și suntem reali. Mi-e frică, nu mai faci așa, te rog. Nu, serios, chiar e o întrebare. Mai lua și de-o mână. Îți promit că e chiar o întrebare reală. Iubirea. Bine, am încredere. Dă uite-te în ochii mei și vreau să-mi spui sincer. Da. Ai vrut vreodată, serios, să te desparți de mine? Dar serios. Da. Nu să spui la nerv sau ceva. Gen să-ți faci gânduri, filme în cap că gata și de mâine gata. Nu. Dar deci știi nu, că... Nu, dar la nerv și așa ți-am zis. De 10 ori. Nu e adevărat. Bine, de 3 ori. Când ți-am zis, de 3 ori. Nu că le știu eu, dar zic că n-am zis-o pe bună dreptate. Nu zis-o de pe bună dreptate. E normal că în orice cuplu există neînțelegeri, dar niciodată nu o să las eu să ajungem la stadiul ăla, pentru că de fiecare dată o să las din orgoliul meu. E o și normal. O să super, da, ia zi. Pentru că sunt vagabondul vieții ei. Da. The next question. Iubire, mă urmărești înainte să fim împreună? Nu păstrezi, pe Instagram, pe de-asta, pe Facebook, pe YouTube. Pe străzi, da. Nu e adevărat că n-am venit niciodată la Morei. Dar prin București când veneai, da, te urmăream. Nu glumesc! Răspunsul la întrebarea asta știi foarte bine. Așa. Că nu te urmăream înainte, eu am aflat de tine, drag. Înainte de Amsterdam. Nu, înainte de Amsterdam, nu. A, asta a fost întrebarea, dacă înainte de Amsterdam. Da. Că el de fapt știe că eu, știam eu că am aflat... V-am și spus că nu pun întrebări la care știu deja răspunsul, că n-am. Eu am aflat de el, nu că... E vlogger și nu că face vlogging. Am aflat de el de la piesa Amsterdam și mi-a plăcut foarte mult timbrul lui și de acolo. Dar după ce am ascultat piesa, nu te-am urmărit. Până să-mi dai tu mesaj în noaptea de revenion, după te-am urmărit. Iubirea, ultima întrebare. Tot la fel, e foarte, foarte important. Nu, e la Caterinca, nu? Nu, îți promit. Iubire, poți să-mi dai și mie răspunsul întrebării acesteia, la care mereu am avut curiozitatea și nu mi-ai răspuns niciodată. Da, mi-ai mai adresat întrebare și nu ți-am răspuns? Da. Dă-ți frica să se poate citi pe fața ei. Bine. Nu. Vreau să-mi spui mai multe detalii despre lucrul ăsta. Ce impresie ți-am lăsat eu după prima întâlnire? Ce nebun ești! La prima întâlnire așteptam de fapt să fie
tu știi cine sunt eu, Antonio Pican, să fie un mega arogant, cum părea pe YouTube, dar de fapt m-a uimit că a fost mega timid. Mega timid a fost cu mine și abia se uita în ochii mei și erai timid. Dar de ce ai fost timid? Pentru că am văzut ceva special în tine și în ochișorii ăștia ai tăi frumoși căprui. Pentru că am simțit așa un sentiment aparte pe care nu mai simțisem până atunci, pentru orice. Dar înainte erai timid? Nu aveam absolut nicio treabă și lumea știe. Acesta a fost vlogul, sperăm că v-a plăcut, sperăm că ați aflat cu ocazia acestui vlog mai multe detalii despre mine și despre această relație foarte frumoasă. Altfel, noi v-am pupat tare, 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 nu uitați să vă dați pe butonașele de like și de data viitoare!